Bună seara și bun găsit, dragi prieteni, la celebri, români celebri. Încercăm să-i vedem pe cei mai celebri dintre românii care au muncit o viață și ne pot dezvălui din munca lor, din succesul pe care l-au avut. Și aici nu vorbesc de popularitate, vorbesc de celebritate. Atenție, e o mare diferență. Astăzi avem o ediție cu totul și cu totul special. E o ediție de colecție. E o ediție balsam depus la și pe suflet. E un artist născut și nu făcut. Știți cum îmi place mie să spun. E o instituție a folclorului și dați-mi voie să vă fac o mărturisire. N-am pregătit introducerea pentru că nu știam ce trebuie să spun și am spus mai bine simt atunci când mă întâlnesc cu invitatul meu. Pentru că se transmite o energie, o energie care întotdeauna clarifică în minte și în suflet ce vrei să spui. E o instituție a folclorului românesc, invitatul meu de astăzi. E un foarte mare artist, e culegător și specialist în folclor. Atenție! Angela Buciu. Sărumâna doamnă, mulțumesc lui Dumnezeu că suntem contemporani, că vă cunosc și că pot, pentru toți românii care se uită la noi, să vă adresez câteva întrebări pornite din suflet. Bună ziua, Sorine! Bună ziua ție în mod special, dar și telespectatorilor voștri, care sunt convinsă că vă urmăresc îndeaproape. Doamna Angela Buciu este o emblemă a folclorului românesc. Este un om și când spun om, așezați un O și un M mare, un om cu har. De ce spun cu har? Pentru că harul depășește talentul. Să știți că granițele dintre talentul nativ și har există divinitatea. Și aici cred că mă aflu în această emisiune. Este o întretăiere de talent, divinitate, și evident, un imens de mare succes și muncă cât în cap. Muncă cât în cap. Mulțumesc, doamna Angela Buciu. După ploaia de elogii care mi le-ai adus, nici măcar nu știu ce să spun, mai copleșit, mai încurcat puțin, dar noi pare să avem multe de povestit, iar telespectatorii sunt convinsă că sunt curioși să afle astfel de lucruri care nu se spun în fiecare zi despre un artist, despre un începător în drumul artei, în drumul cântecului, care nu este un drum ușor și care pentru a-l parcurge ai nevoie, așa cum tu ai spus puțin mai devreme, de foarte multă muncă. Exact. Pentru că talentul este extraordinar. Numai acel cu talent poate să urmeze un astfel de drum în artă, dar acel talent, precum aurul găsit în minele noastre din Maramureș, cum îl șlefuiești ca să strălucească? Pentru că nu ai cum să-l pui în valoare. Așa este și cu vocea umană, așa este indiferent de genul artistic pe care îl abordez, că e vorba de dans, că e vorba de actorie, dar mai ales așa cum am spus în arta cântului. Da, Sorine, eu chiar mă aflam într-o oră de canto cu unul din elevii mei,
Întâmplarea a făcut ca să fie un băiat de data asta, care se numește, mi se pare, tu chiar îl cunoști. El se numește Daniel Breban, mai are un nume care... O, da, îl cunosc foarte bine. Da, așa, el este și Andrei. Dacă stăm să ne gândim, apostolul Andrei, care a încreștinat poporul român, e un nume frumos. Dar vreau să spun despre Daniel că, fiind la oră, i-am spus să mai poposească, pentru că urmează să am această întâlnire cu tine, deci de această cale online. A rămas și eu chiar aș vrea să-l vadă și telespectatorii voștri și iubitorii de cântec, iubitorii de folclor în mod special, de folclor curat, autentic, nu temă folclorică contrafăcută. El va cânta o frântură pentru că nu este în cea mai bună stare din punct de vedere vocal astăzi, dar pentru a-mi justifica faptul că el a venit la ore și încă se mai află aici, eu vă recomand să-l ascultați măcar o frântură dintr-o doină. Deci, Daniel, te rog să ne dai un sol major, o tonalitate în care tu, de fapt, cânti o piesă doinită. Deci, un cântec doinit, da? De lui Marian Pui, de dorutoare ai, ai, masterul codului, dar nu crede nimănui. Noi suntem vrea crede la ai, ai, dacă îmi dai aplica, nu știu crede m-a oriva. N-are dori grele, nu porea oile mele. Hai, hai, mă lăsă să le cânt eu, că eu știu ce-i dor greu. Hai, hai, că-mi e dor soare cui, o trecut vârful la se vede tehnica vocală. Mă gândeam în timp ce cântai că răsună diafragma. Se vede, se simte, se aude de la o poștă tehnica vocală impecabilă. Spune-mi ce reprezintă pentru tine folclorul. Pentru mine folclorul reprezintă totul. Deoarece folclorul este unul dintre genurile muzicale în care mă regăsesc cel mai, mai mult, cel mai bine. Deoarece eu l-am în sânge, l-am moștenit și da, cred că folclorul pentru mine reprezintă un întreg.
acum, fiindcă a venit vorba, trebuie să o spun eu. Spuneam puțin mai devreme că tu l-ai cunoscut, l-ai cunoscut la Buzău, unde a luat trofeul Benone Sinulescu. Benone Sinulescu, așa este. Deci e un copil de perspectivă. Pot să spun că este la liceul de muzică, respectiv liceul de arte, da? Unde studiază viola. Este olimpic și la această oră se pregătește intens pentru plecarea la olimpiadă și așa cum și el a spus, folclorul este cel care l-a pasionat încă din familie, de mic prunc, pentru că și-a descoperit valențele vocale în familie, s-au îndreptat înspre mine. Așa că de la vârsta lui, de 9 ani a lui, până acum la 17 ani, lucrăm împreună. Oarecum, Doamne, eu l-am... ce șansă, ce modelare! Da. L-ați modelat exact așa cum ați simțit și cum ați vrut. Am avut materialul foarte bun. Dacă nu ai material, nu poți modela. Pornind de la urechea muzicală, pe urmă calitățile vocale. E adevărat, pentru băieți sunt anumite probleme, pentru că de la o anumită vârstă ei schimbă vocea. A trebuit de la vocea de copil să coborâm tonalitățile cu o cvintă mai jos, deci puțin note am coborât tonalitățile pieselor. Mă rog, astea sunt probleme tehnice, dar asta pentru că am vrut să leg toată povestea, explicația care am dat-o de prezența lui aici, care acum și-a încheiat ora de canto, cum spuneam, pentru pregătirea plecării la vedeta populară. În sfârșit, revenind la oile noastre, care da, de fapt acestea sunt tot ale noastre despre care da, am vorbit. Instituția folclorului, Angela Buciu, cum s-a întâlnit cu, cum s-a întâlnit cu folclorul? Care a fost momentul? Uite, ai pus o întrebare care necesită povești mai multe, pentru că eu crescând la țară, la 45 de kilometri de Baia Mare, în satul Chieuri, satul meu este un sat situat pe malul Someșului, unde la marginea lui se află lanțul de dealuri pe care și la această oră se găsesc ruinele unei cetăți medievale din secolul al XIII-lea. Unde și care au, această cetate au, a fost stăpânită de cei din Maramureșul istoric, familia Dragoș, cei care au întemeiat Moldova, de fapt. Și vreau să spun că acest sat este în sufletul meu pretutindeni, pe unde mă duc, mi-amintesc de anii copilăriei, mi-amintesc de acele neajuns, de acele lipsuri din vremea prunciei mele, când nu era lumină electrică, de unde radio, de unde televizor, nu aveam decât ceea ce se întâmpla la nivel de stat. Deci, ce se întâmpla? Toate tradițiile care se păstrează din fericire și astăzi. Cele religioase, sărbătorile religioase, pe urmă, cele care apar, care sunt ocazionale, nunțile, botezuri, claca, tot ce se întâmplă la nivel de sat. Când crești într-un astfel de mediu, crești odată cu tot ce este și simte românul de pretutindeni. Acolo, ca acolo să zămislești toate. Acolo e fibra primordială. Exact. Și nu degeaba spune Lucian Blaga că veșnicia s-a născut la sat. Așa este, să știi. Deci, întâlnirea cu folclorul a fost de prunc mic. Cum îți explici că la o nuntă sau la jocul satului, noi, piticii, pe lângă cei mari, dansam și noi de parcă eram vedete. Acolo se învățau toate. Așa mi-au intrat toate
și mi-au inoculat fiecare fibră a mea. Și de ce să nu o spun? M-a călăuzit toată viața asta fibră inoculată din anii prunciei. Sigur că pot să spun multe lucruri, dar venind la terminându-mi o parte din școli, că după aceea am plecat la facultate, am făcut facultatea de filologie, prima dată am venit la Baia Mare și am făcut Institutul Pedagogic. Așa, de 3 ani, care era în subordinea Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Pentru mine a fost la îndemână, fiind în Baia Mare, pentru că eu între timp m-am angajat la ansamblu de cântece și dansuri, cum se numea atunci, a spatului popular, Baia Mare, după care a devenit Maramureșul. Și după Maramureșul a devenit Transilvania. Și despre asta poate vorbim puțin mai târziu. Dar vreau să vorbesc de devenirea mea aici, la Baia Mare. Deci am terminat institutul de 3 ani și după 8 ani, ca să pot să-i fiu un exemplu fiicei mele, am zis, eu trebuie să termin cea mai înaltă formă de învățământ care mi-o oferă această țărișoară a mea. Și am dat diferențe și m-am dus la Babeș-Bolyai din Cluj și am absolvit în cadrul Universității Babeș-Bolyai Facultatea de Filologie în continuare. Da, sigur că pentru un cântăreț care are tot timpul situația în care trebuie să mai și vorbească, să mai știe, să se știe foarte, toate astea se învață în școală. Pentru că eu spun școală, venind la acest ansamblu, îți imaginez că din concursul de ocupare a posturilor de corist la care m-am prezentat, din 102 persoane am reușit doar 2 persoane, eu și un bariton. Și vreau să spun că maestrul meu, dirijorul meu, profesorul meu de teorie și solfegii, Gheorghe Velea, a fost de o exigență extraordinară. Când am auzit colegii mei coriști toți cântând pe note, m-am speriat și am zis, Doamne, ce se va întâmpla cu mine? Trebuia să învăț. Nu dormeam nopți, plângeam până când am învățat să solfegiez și cu ajutorul lui Dumnezeu și cu muncă mult, așa cum spuneam la început, am reușit să-mi ajung colegii și pe unii să-i și depășesc și să conștientizez care este rolul meu de artist, dacă vreau într-adevăr să mă realizez în acest sens. Și pentru că am iubit folclorul, așa cum spuneam, de mic prunc, de mic cocon, cum spun maramureșenii noștri, m-am apucat de culegeri, Sorine. M-am apucat de culegeri pentru că eu mi-am spus, ca să pot să mă remarc, ca să pot să fiu eu, n-am voie să copiez pe nimeni. Și atunci mi-am încropit repertoriul care am considerat că mă reprezintă, pentru că din multitudinea de piese culese, am ales ceea ce mi se potrivea mie pe timbrul meu vocal, pe inflexiunile mele vocale, pentru că odată ce ai și școală, ai făcut un fel de coroborare a ceea ce vrei cu ceea ce poți. Da. Și asta m-a determinat să muncesc și mai mult. Acum, am reușit să fac ceea ce mi-am propus, din anumite puncte de vedere aș putea să spun da. Restul, poate că istoria va hotărâ, am reușit sau nu am reușit. Sau poate cei care mă ascultă, da, ai vrut să spui ceva. Aceste culegeri sunt culegeri document. Pentru că în ziua de astăzi,
nimeni nu mai culege texte. Ia plăcinta gata coaptă. Ia un text dintr-un cântec de la X, un alt text de la Y, pun melodie doar cu temă folclorică și astea sunt păcături. Astea se duc odată cu vântul. Păcăturile nu țin mult. Nu țin mult, da. Oricum, îmi doresc să pot să îmi sintetizez ideile, să-ți spun tot ceea ce și tu aștepți ca să afli de la mine și de ce nu toate telespectatorii. Vroiam să vă întreb, doamna Angela Buciu, la întâlnirea cu folclorul în copilărie, cu care forma sa v-ați întâlnit mai întâi? În ce etapă a vieții și cum au reacționat părinții? Pentru că noi ca și copii, pe lângă Dumnezeu, avem doi stâlpi, două icoane. Cele mai importante icoane, mama și tata. Da. Turine, tocmai ți-am explicat întâlnirea mea cu folclorul. Deci eu am crescut în mediul folcloric și nu m-am îndepărtat nicio clipă de mediul acesta. Dar trebuie să spun înainte de a continua faptul că odată ce eu m-am perfecționat la această instituție, am studiat teorie și solfegii până la nivel de conservator. Tot ce s-a studiat la conservator am făcut noi în cadrul acestei instituții cu acest profesor minunat, Gheorghe Velea, pe care l-am avut. Soția lui mi-a fost profesor de canto. Eu, având voce de mezzo, vreau să spun că am fost oarecum în vizorul profesorilor mei și m-au îndreptat să mă duc la Cluj să fac, în ciuda faptului că aveam deja un an de filologie încheiat, m-au îndemnat să fac la conservator canto clasic. Vreau să spun că m-am dus la Cluj. Ne-am luat specializarea, mai aveam doar un examen la care să mă prezint, adică la limba română, limba și literatura română. A apărut soțul meu între timp și mi-a zis, tu îți dai seama, tu vrei să te îndepărtezi de folclor? Noi cu folclorul vom reuși să facem, să drege, vom vedea lumea întreagă, vom reuși lucruri extraordinare, pentru că această zonă e atât de bogată și așa mai departe. A reușit să mă convingă și am lăsat totul valtă. Culmea, la o lună de zile, apare opera din Cluj cu Carmen la Baia Mare. Cum rolul principal al divei, ca să spunem, din operă, era Carmen, o mezzo-soprană. Mie mi se potrivea rolul extraordinar. Și în pauza de după primul act, mă întâlnesc cu profesorul meu Velea. A venit și m-a prins de aici. Mi-a zis, ai văzut? Ai văzut? Acolo era locul tău. Acolo era. Și mă strângea și mă scutura. La un moment dat mă vedea public. Maestre, maestre, ne vede lumea, zice că mă bate. Ai meritat. Ai meritat. Du-te. Du-te. Toată viața să cânti, numai n-opinci. Am cântat numai n-opinci. Ți-am spus acest lucru ca să... Da, numai tot respectul pentru maestrul dumneavoastră. Însă dumneavoastră
ați ridicat Opincile și Maramureșu la rang de divinitate? E o diferență. E o diferență. Trebuie să recunosc că aici m-am regăsit întru totul și n-am să regret niciodată, nicio clipă, că nu mi-am urmat, că n-am urmat drumul prevăzut de maestrii mei. Fiindcă a venit vorba de studii de canto, să știi că sunt mulți profesori care, mulți care predau în liceele de muzică, care resping ideea ca cei ce își doresc să cânte folclor să nu aibă vocea educată. Este total fals, pentru că eu resping ideea canto popular, canto modern, canto e unul singur. Exact. Pentru că tehnica vocală care se folosește este una și aceeași. Doar genul pe care l-ai aborda este altul. Și te canalizezi pe drumul respectiv. Ori eu voi spune cât voi trăi. Pe mine avea studiul de canto și tehnica vocală pe care am dobândit-o în primii ani m-a călăuzit o viață întreagă și m-a salvat, în primul rând m-a ajutat să rezist în timp. Uitați-vă la mine, stimații și iubiții noștri telespectatori, am împlinit de câteva luni, am împlinit 80 de ani. Mulțumesc! Eu cânt și la această oră, în timp ce poate sunt colegi care au mari probleme să cânte la această la această oră. Le bate vocea, calitățile vocale nu se mai văd, strălucirea vocală lipsește. Deci, acel studiu de canto este cel care salvează un cântăreț care, de fapt, a îmbrățișat acest drum în viață de a fi cântăreț. Asta ca să concluzionez oarecum ideea de obligativitate a fiecărui cântăreț ca să poată să strălucească, trebuie să-și pună tehnica vocală la punct. Așa este. Știți, dumneavoastră, acum n-aș vrea să vă fac foarte multe complimente, însă... Nu, nici nu vreau, te rog. Dumnezeu v-a dat talent, har și frumusețe. Trebuie să fim cinstiți. Cum v-ați raportat toată viața la muncă? Pentru că în ziua de astăzi, oamenii care au puțin talent și puțină frumusețe, foarte mulți, din păcate, au impresia că asta înlocuiește sau astupă zona nevăzută în care nu există muncă, nu există studiu. Se îmbată cu apă rece. Nu există așa ceva. În primul rând, tot timpul trebuie să muncești. Iar eu, care făceam parte dintr-o instituție artistică de profil, aveam niște obligații. În fiecare an aveam premieră nouă, ocazie cu care trebuia să vii cu 4 cântece noi în cadrul spectacolului. De unde le scoți aceste cântece? Și dacă tot veni vorba, va trebui să precizez un lucru care mulți poate îl cunosc și mulți poate că o să-l afle acum. Maramureșul la această oră se poate lăuda cu multe zone și subzone care se numesc. Prima este Maramureșul propriu-zis istoric, deci nu județul, vorbesc de zona istorică a Maramureșului, asta, pe urmă este zona Lăpușului. Venim din coace spre zona Chiuarului, zona Codrului
și până nu de mult a fost și zona Oașului, pentru că este zonă limitrofă. Culmea, fiecare zonă se deosebește din multe puncte de vedere una de cealaltă. În primul rând, portul. Casa ți apare prima dată în fața ochilor. Portul, care este total diferit de la o zonă la alta. Pe urmă, melodiile, structura ritmică, armonică a fiecărei zone. Obiceiurile s-au întrepătruns la un moment dat. Mă înțelegi? Da. Se mai aseamănă, dar până și obiceiurile sunt obiceiuri care nu le găsești la anumite zone sau subzone ale Maramureșului. Mă înțelegi? Da. Am ținut să precizez acest lucru pentru că eu mi-am adunat repertoriul din toate aceste zone și subzone ale Maramureșului. Asta, în primul rând, din dorința de diversificare a repertoriului, pentru că a cânta o singură zonă, fără să apelez la zonele limitrofe, ar fi fost o mare greșeală, pentru că, în primul rând, erau piese care la acea oră încă se mai găseau, adică folclorul, și de ce să nu spun, și la această oră încă mai avem folclor neexploatat. Necunoscut, pentru că lumea e comodă. Când vorbeai puțin mai devreme de cei care cântă, ce cântă? Eu nu voi fi niciodată de acord cu acest lucru. Și acum când sunt la ora, când mă ocup mai mult de tinerele talente, de ce să n-o spun, în primul rând fac ceea ce știu, ceea ce și eu la rândul meu am învățat și am zis că e nedrept să nu dau mai departe ceea ce eu știu. Să nu dau mai departe și să nu ajut acești copii care au chemare, care au ureche muzicală, care au receptivitate, care vor să reprezinte o zonă sau alta. Și spre acest drum îi îndrept eu pe acești copii. Am fetițe care de pe la 7 ani și jumătate venite la mine și acum au 11, 12, 13, 14, 15, Daniel am spus, 17 ani, deci copii de care mă ocup și care au deja fundația rezolvată. Ei acum pot clădi. De ei depinde ce vor vrea. Cei mai mulți dintre ei, cu mici excepții, sunt ele pe care i-am îndrumat pe liceul de artă, deci pe liceul de muzică. Și fiecare studiază cât un instrument. Viorile, vioară, deci violă, oboi, flaut, clarinet. Cu alte cuvinte, copiii mei toți sunt angrenați în acest drum care este Sorine. A cânta este cea mai înaltă formă de manifestare umană. Cum să nu te ocupi de acești copii când vezi că își doresc? Și cum să nu le implementezi din ce ai învățat și tu și din experiența care este atât de vastă pe care ai acumulat-o în timp? Ceea ce Dumnezeu v-a dat dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, transmiteți către ei. Transmiteți mai departe aceste tradiții, în aceste plus obiceiuri, folclorul. Pentru că e o diferență între folclor și muzica populară. Foarte puțină lume vorbește despre lucrurile acestea. Ele trebuie spuse. Sorine, în plus, eu le-am dat repertoriul meu să-l cânte. Evident că lucrăm și piese din repertoriul lor, dar pentru că vocea lor este ușor în schimbare, au făcut ei câteva înregistrări,
Dar de acum urmează, pentru că de acum se maturizează și este păcat să investești bani în înregistrări care nu vor putea fi folosite în timp. De aceea lăsăm puțin timpul să treacă și când se mai maturizează și vocea, să putem să facem înregistrările cu repertoriul lor. Până atunci le-am dat, cum ți-am zis, repertoriul meu. Sorine, folclorul nu este foarte destul. De la naștere, parcurgând toate etapele vieții până la trecerea în veșnicie, sunt atât de multe hopuri, atât de multe probleme pe care și neprevăzute, pe care trebuie să le depășești. Și pornim de la cântecul de leagă, deci de la naștere, mergem de la trilogia vieții. Deci luăm nașterea. În Maramureș, de exemplu, când se botează un copil, doar femeile participă. La noi se numește botegiune și este un ritual special. Chiar am înregistrat cu foarte mulți ani în urmă, este un disc pe vinil înregistrat cu acest obicei de botegiune de la noi din Maramureș. Mergem mai departe, apar cântecele copiilor, care sunt ale copiilor, dar pe urmă, măsură ce avansăm în ani, din cântecele de dor, din cântecele de dragoste, din cântecele de cătănie, da? Înainte, nu? Da, da. Cele de cătănie, pe urmă vin cântecele de nuntă, la cântecele de nuntă sunt cântecele de joc la nuntă, de petrecere la nuntă, dar sunt și cele de înstrăinare, de acel rămas bun am fetei de la casa părintească plecând pe o altă casă, nu? De acolo vin cântecele doinite, de dor, de jale, de dezbucium sufletesc. Pe urmă sunt cântecele epice, acele balade, care niciuna din balade nu are subiect vesel. Nimic vesel, da. Nimic vesel. Pe urmă vin cântecele de obiceiuri, cum îs obiceiurile de peste an. Vin cântecele religioase de peste an, cele de Paște, cele de Sfântă Mărie. Pe urmă vin colindele noastre. Doamne, cum spunea Nichita Stănescu, aceste catedrale cu ninsuri veșnice. Extraordinar cât de mult m-am gândit la această expresie a lui. Aceste catedrale cu ninsuri veșnice, cât adevăr, câtă profunzime și în gândirea lui. Și pe urmă, de ce să n-o spunem, acea plecare la cele veșnice. Unde a fost veselie în folclor din tot ceea ce ți-am niciunde vorbit? Aproape niciunde. Aproape niciunde. Da. Acolo puțin se, după ce își fac darurile, dau darurile copilului, coconului, nu? Se consumă ceva, însă așa, și un pic de veselie și cam atât. La o clacă, acolo se mai spune o glumă, o snoavă, o mai știu eu ce, după care și acolo vin flăcăii, se ironizează unii pe alții. Și acolo ar fi un pic de veselie, dar pe urmă încep geloziile, pe urmă nu, deci e tristețe, te duci mai departe. Cântecele de nuntă, doar petrecerea de la nuntă, acolo este cântecul care te mai face să uiți de un alta, sunt cântecele de joc. Dar în rest vin cântecele de înstrăinare, care vin și îți dărâmă toată bucuria. Și așa mai departe. De ce am spus că folclorul nu este vesel? De aceea am spus. Pentru că, de fapt, ceea ce se cântă toată ziua pe posturile
comerciale, de ce să nu spunem, și eu nu o spun cu răutate, pentru că toată lumea are loc. În funcție de cum și-o cura locul, atâta îi. Numai că e altă problemă. Cu ce se ducă noua generație? Oh, da. Aici este problema. Pentru că deci, ceea ce ați vorbit dumneavoastră până acum, acest folclor este fibra poporului român care pleacă din pământ și ajunge la cer. Iar ceea ce vedem pe foarte multe posturi de televiziune și spectacole e o blasfemie uneori la adresa folclorului românesc. În sine, da. Ai spus-o tu, Sorine, mai scutit de mine, da. Ce se cântă mai nou acolo este cântec de petrecere pe teme folclorice, unde toată lumea își pune își face autobiografia pe melodie. Doamna Angela Buciu, da, stai că să-ți mai ascultătorii spun. Pot fi și educați. Problema este și a instituțiilor de cultură, că nu dau atenție calității. Dumnezeu să mă ierte, înainte de 1989, parcă lumea era un pic mai selectivă în ceea ce privește folclorul. Nu vreau să judec și să jignesc pe nimeni. Departe de mine. Nu e vorba de jignire. Din nefericire, Doamne, uite, iar mai dus cu gândul la o altă... Și ce spunea Vlahuță la un moment dat? Dacă ne gândim câte bifornici au mai trecut peste acest neam, e de mirare că ne-a mai rămas ceva întreg. Și acel ceva este graiul, credința și tradițiile. Dacă noi nu avem grijă de aceste tradiții să rămână inoculate în fibra noastră și a următoarelor generații, atunci cine să o facă? Numai de dragul banului. De acord, nu poți trăi fără bani. Pentru că asta te asigură o bună stare. Dar și asta, dacă ar fi mai drămuită, pentru că omul e învățat să se întindă în general cam cât îi plapuma. De ce să nu spunem că nu putem călca pe cadavre de dragul banului și să neglijăm problemele esențiale, pentru că ceea ce spuneam eu mai devreme, de fapt aceste lucruri sunt și reprezintă esența existențială a poporului român, Florine. Te rog să mă ierți, dar eu de câte ori urmăresc anumite emisiuni, mă fac să mă rușinez. O viață întreagă am fost de o strictețe și de o severitate cu mine ca să nu mă îndepărtez de la bunul simț, de la tot ceea ce de fapt trebuie să ne caracterizeze pe noi. Aș putea să spun foarte multe lucruri, dar eu zic că am spus deja multe și... Când v-a fost cel mai greu în carieră? Tot timpul. Pentru că, vezi tu, Sorine, puneai niște lucruri la începutul emisiunii. Dacă ești femeie urâtă, nu e bine. Dacă ești frumoasă, e mai rău. De altfel se și spune, o femeie frumoasă nu spune nimeni că este obligatoriu să fie și inteligentă. Doar că o femeie inteligentă, dacă nu e și frumoasă, bărbații nu se uită la ea. Eu cred că tu ai înțeles din ceea ce ți-am spus
un răspuns la întrebarea ta. Elogvent, da. Mi-a fost greu tot timpul. Greu, în primul rând, pe linia pe care am precizat-o odată. Dar vine celălalt greu. În primul rând, ca familist, doar că aici va trebui să vorbesc despre familia mea, despre soțul meu care mi-a fost ani de zile și director. El a fost coregraful ansamblului Transilvania și vreau să spun că trebuia uneori să mă port ca o mireasă. N-aveam voie să greșesc, eu trebuia să fiu exemplu în toate. Niciodată n-am avut voie să fac lucruri ieșite din firescul lor. Că omul mai simte nevoia și așa ceva câteodată. Pe urmă, alcătuirea repertoriului. Dacă ne gândim că doar la București ai putut să înregistrezi repertoriul, îți te gândești că Baia Mare la 600 de kilometri de București. O, da. De multe ori... Era casa de înregistrări Electrecord înainte de 89, sigur. Electrecordul cu radio, toate erau, sau televiziunea, erau toate în București, nu? Au fost situații când eu la Baia Mare, ca să prind trenul de București, cu care trebuia să ajung a doua zi să mă duc la filmări, am cântat prima în spectacol și îmbrăcată în costumul popular, intram în tren. A doua zi dimineață la filmări, tot în costum de la filmări, fugeam cu un taxi pe aeroport, de unde luam avionul să ajung la Baia Mare, să ajung din nou să intru în spectacol la Baia Mare. Astea au fost niște eforturi pe care nu oricine le putea face. Deci, greutăți au fost pe toate planurile. Când este vorba, cum am zis, de alcătuirea repertoriului, câte nopți nedormite. De exemplu, am avut o piesă la care am lucrat 7 ani. Dar nu am lucrat în acești 7 ani. Am luat-o... Adică doar în momentul în care ați avut momente de inspirație. O lăsam că ziceam, nu mă ajută capul. Am luat doar o strofă care o avea de la cel de la care am cules-o. Nu se potrivea nici melodia textul. Nu se potrivea pe melodie și nici invers. Melodia nu făcea casă bună cu textul care îl aveam. Și atunci, ce vrea să spună această piesă? Trebuia să o analizez din toate punctele de vedere. Dar bine, acum așa ceva nu se mai întâlni, nu vei mai întâlni pentru că nu mai există interes din acest punct de vedere și de aici rezultatul care îl cunoaște și pe care tu l-ai conturat în câteva fraze. Păi noi astăzi trăim epopeea în proporție de, cred, peste 60% copy-paste. Adică copiază, cântă, da, și... Da, da. Mă rog. Am vorbit despre asta. Eu zic să nu ne cantonăm prea mult la capitol, pentru că va suna ca fiind ceva tendențios. Reproș și nu e cazul. Nu mi-am spus părerea, Sorine, în sensul că mă întristează să văd că noua generație, o parte, nu toți, noua generație de cântăreți nu conștientizează ceea ce au de făcut și ceea ce ar trebui. Probabil mulți dintre cei care vor să cânte se gândesc doar cu scopul de a avea o preocupare prin care să-și asigure o bunăstare, să câștige un ban. Dar dacă pui acest aspect înainte de a te pregăti pentru a putea câștiga banii ăștia, ai greșit din start. Pentru că așa este. Am spus eu mai devreme, fără fundația făcută nu poți construi casa. Casa e valabilă.
Aveți un grad de unicitate. Și aici vreau să mă refer la dumneavoastră ca artist de folclor, care aveți în mociriță cu trifoi, pentru cei care se uită la noi, mociriță înseamnă mlaștină, poate nu toată lumea știe, și în Maramureșul răsună cel puțin două șlagăre. Cuvântul șlagăr, am tot reflectat dacă e potrivit în folclor să-l folosești. Mă gândeam, făceam o comparație între imn și șlagăr, dar sunt melodii imbatabile. Cât de greu a fost să le consacrați? Cred că ele de la sine au venit și sunt semnătura muzicală a artistului Angela Buciu, alături de multe, multe altele. Înflorito Ruguțu, pot să dau exemple cu neminuita. Vrei să spun ceva? Pe mine mă întristează gândul că doar Înflorita Ruguțu și Maramureșul Răsună au devenit atât de flăgăroase, cum spuneai tu, flagăre. Și de ce? Pentru că eu, marea majoritate a cântecelor din repertoriu, le-am cu o profunzime aparte. Mă gândesc de cel ce tace cu a lui inimă, ce face? Eu coresc și coale, când e dor și când e jale, și inima tot mă doare. Super. Câte doruri sunt mai grele pe sama inimii? Altul moare de bătrân. Nu știu dorul de ce-i bun. Do, pruncuță, tinere, dorul de slugă, măi. De când e slugă la drag, de atunci cu zile zac. De când e slugă la dor, de atunci cu zile mor. Hai, folclorul, am vorbit eu de drăguțul care m-a lăsat a făcut și o dres și cum e îmbrăcat și de ce e îmbrăcat și de ce nu. De ce? Da. Eu vreau să spun că din nefericire încă din anii când eu eram în plină ascensiune, am avut colegi care au deraiat de la linia folclorică. Și vezi tu, Sorine, uneori precum oile, merg toți în aceeași direcție. Pentru că Bucureștiul, așa cum spuneam, e departe de mine. Eu nu m-am putut duce toată ziua, bună ziua, să-mi fac înregistrările cum aș fi dorit, ei fiind acolo cu toate la îndemână, vorbesc de cântăreții din sudul țării. Ei cum găseau o piesă, imediat o înregistrau și o făceau cunoscută, că era și televiziunea, tot la doi pași de ei. Pe când eu trebuia să cumpănesc bine asupra acestor lucruri. Și atunci a trebuit uneori să apelez și la piese care de fapt sunt piese instrumentale, aceste piese mai vivace. Pentru că adevăratul cântec, cântecul cântec este mult prea așezat, mult prea profund ca să-ți pui păsul. Nu-l poți pune în viteza în care este un cântec instrumental. Un cântec de joc, o melodie de joc, da, de fapt. Da, da. Mă înțelegi? Și atunci, uneori, am mai apelat și așa, și la așa ceva. Și din nefericire, tocmai ăstea au fost primite extraordinar din partea mea. Și uneori chiar eram tristă, supărată, că nu sunt puse în valoare cântecele acelea de mare profunzime, care de fapt sunt adevăratul folclor.
într-adevăr, nu pot decât să mă bucur că repertoriul meu la această oră, de exemplu, Mocinița, a fost considerată printre cele 100 de melodii, la nivel de țară, vreau să spun, cel mai mult difuzate și cele mai cântate, așa cum este, cum a fost Mocinița. Am și făcut o emisiune. Nu există român să nu cunoască această melodie, indiferent că stă aici sau stă în străinătate. Să fim totuși sinceri. Da, Gheorghe, da, din Mocinița mea, vreau să spun, a făcut internațional. Eram la New York, îndreptându-mă spre Mexic, Costa Rica, Columbia, Peru, Venezuela, plecam în America Latină. Cum ne-am așezat în avion? Gheorghe Zamfir, Mocinița cu tricol. Nu poate fi mai extraordinar decât să-ți auzi cântecul care te-a consacrat, preluat și ascultat de o lume întreagă. De altfel, l-am auzit cântat de foarte mulți cântăreți și instrumentiști din lume. Am intrat la un moment dat pe niște site-uri care m-au complet. La un moment dat, din Slovacia, o echipă de mandoline. Ai de capul meu. Dar au fost și comentarii. Dacă știe lumea de unde vine cântecul, unii habar n-aveau, alții, din câte știm, vine din România. Dar ce să știi din Maramure sau că e de Andelavut? Poate că între timp tu mai știi aflat. Dar la noi în țară s-a întâmplat ca această Mocinită să fie preluată de Narcisa Suciu, prezentând-o în festivalul Cerbul de Aur, cu care a luat premiul întâi. Și generațiile de după, pur și simplu, unora li s-a inoculat ideea că, de fapt, cântecul este lansat de Narcisa Suciu, pentru că așa e lumea făcută. Au uitat că eu această piesă am înregistrat-o, Sorine, în 11 ianuarie 1965. Aoleu, nici nu existam. Ține minte treaba asta. 1965, 11 ianuarie. Atunci a intrat în fonoteca din cardexul radioului nostru. Ce vreau să spun? Mulți mă întreabă ce înseamnă Mocinița. Așa cum ai spus, un fel de mlaștină, în locul unde îi semăna trifoi, și o spun mereu asta, deși unii contrazic ideea. Eu nu găsesc altă idee, pentru că pornim de la etimologia cuvântului, mocir. Da. Și cum maramureșenii dezmeardă cuvinte, Mocinița. Ce frumos! Această Mocinită, cum ți-am zis, pe care Gheorghe Zamfir a făcut-o prin naiul lui și mai nou preluată și de Andrei Rieu și mai știu eu de cine, nu-i preluată așa, a făcut-o în conjurul lumii. Da, are ceva, pentru că eu în momentul când am cules-o de la o femeie, de la o mărie din Săliște, de aici, din Maramureș, și vreau să spun că am pus-o printre celelalte culege. Între adică nu părea a fi specială din prima. Nu. Eu studiind filologia, din culegerile lui Densușanu, am găsit Mocinița ca text înregistrată în culegerile lui. Și am făcut o coroborare a ce am cules eu cu ce am găsit acolo și la un moment dat a fost un concurs cum era pe vremuri cu acele concursuri raionale, regionale, a venit o trupă de la Sighetul Marmației cu o fată care a cântat Mocinița și care, auzind-o cu o orchestră subliniată fiind altfel melodia, abia atunci mi-a târnit interes.
și am zis, dacă fata asta nu va face carieră în muzică, este păcat ca această melodie să nu fie înregistrată. Și așa m-am apropiat eu de Mocilița, pe care, așa cum ți-am spus, am înregistrat-o și a devenit ceea ce este la această oră. În sfârșit, sunt multe, multe lucruri de spus legat de alcătuirea repertoriului. Știi că trebuie cât să de cunosc... greu, cât de greu era să vă alcătuiți repertoriul? Foarte greu. Ți-am și spus, erau nopți când nu dormeam pentru a contura un cântec. Foarte greu să naște un cântec. Trebuie să știi dacă melodia se potrivește cu textul și invers. Că nu poți un text vesel pus pe o melodie tristă și nici invers. Foarte mult timp îți ia ca să-ți poți alcătui repertoriul. Trebuie să știi dacă se potrivește trăirea care... Îți dau un alt exemplu. Eram în Olanda și mă îndreptam spre Norvegia-Suedia. Eram într-un turneu. E fazlie puțin toată situația. Cam când am o piesă, Duiduiu se numește, piesă de Buciu, e prima piesă doimită pe care am înregistrat-o odată cu Mocilița pe lângă alte piese. Și vreau să spun că în timp ce cântam, publicul s-a ridicat și m-a aplaudat în picioare cu mâinile deasupra capului. Eu am fost șocată. Mie numai în Maramureș, la noi, mi s-a întâmplat în timp ce cântam, oamenii se ridicau în picioare în timp ce eu cântam. Cum îți explici treaba? Asta o simțiți. Asta este asta. Energia pe care dumneavoastră o transmiteți celor care stau acolo și vă privesc. Au fost niște lucruri extraordinare în viața mea pe care eu le-am trăit de-a lungul timpului. Să mă întrebai de greutăți, de una, de alta. O asemenea situație e greu de gestionat, pentru că nu știi la început ce vrea să însemne, până când conștientizezi că, de fapt, este respectul care ți se aduce printr-un astfel de gest. Și după spectacol m-am trezit cu spectatorii care m-au întrebat: ce ați vrut să sugerați cu Duiduiu? Plecarea oilor la munte? Dorine, doar printr-un mesaj muzical transmis să poți să conștientizezi că ce ai făcut oarecum datoria. Nu trebuia să-i spui textul, că ei știau ce vrei tu să spui prin acest, acest buciu cântat. Și după terminarea turneului, impresarul ne invită la nunta lui nepoata lui. Vorbeam de Olanda, că de aici ți-am spus, plecam în Norvegia și Suedia. Au fost invitați băieții noștri din orchestră, că erau marșilați 5 băieți. Eu, care, sigur, am fost invitată la microfon, ce să cânt? Mocilița, care era atunci în vogă. Cui te adresezi? Mireasa. Mireasa mea se ridică de la masă și pleacă. Mi-a picat fața. Simt la un moment dat că cineva din spate mi-a microfonul din mână. Mireasa. Orchestra în dificultate, a trebuit să repete ritornel, așa mai departe. A cântat ea mai departe. Și pe cealaltă ritornelă o întreb, știi românește? Ea a făcut din cap, că nu. Și am terminat Mocilița, am sfârșit împreună. Extraordinar. Dar zic, de unde ai învățat-o? Că a fost... O cântăreață din România, Florica Bradu, da, a cântat Mocilița.
fericirea e cu atât mai mare când am zis că, de fapt, colegii mei îmi cântă cântecele. Este cea mai mare dovadă că aceste cântece au totuși un statut, au o valoare. Eram în China. Mă pregăteam să intru în scenă. Lee, care făcuse în România conservatorul, și Chau, erau cei care se ocupau de noi. Lee îmi spune, eu știu cântecul ăsta, adică Mosirița. De unde îl știi? Mă gândeam eu, eu știind că a făcut conservatorul în București, poate l-o fi auzit la radio sau cine. Avea un carnețel, l-a răsfoit și se oprește și începe să solfegieze, dar eu, uitându-mă pe carnețelul ei, n-am văzut note. Păi ce faci, Lee? Ea se uită la mine. Am început să zâmbească. Aha, ce știu despre ce e vorba. Noi scriem cu cifre în loc de note cântecele, din punct de vedere muzical. Da. Afli anumite lucruri. Nu-ți spun ce mi s-a întâmplat, că am cântat cântec chinezesc. Ca să-mi corect cântecul chinezesc, a trebuit să vină o cântăreață care, și cum ea cânta, deci fonet, cum se aude. Eu îmi scriam. Degeaba scriam. Cum se scrie? Cum se scrie? Trebuia scris cum se aude. Cum se aude? N-am dormit nici 5 minute în noaptea respectivă, am făcut 7 dușuri ca să mă înviorez, să pot învăța cântecul. Nu mi-am dat seama că dacă sunt obosită e mai rău decât dacă mă odihneam un pic și reluam toată treaba. Dar m-am gândit că mă va bulversa o oră, două de somn și va fi mai rău. Și a doua zi, să-ți imaginez, plecam la zidul chinezesc. N-aveam voie să nu fim prezenți. Nu ne puteam desprinde de grup. Indiferent ce probleme ai. Seara, spectacol cu participarea ministrului culturii la spectacolul nostru. După spectacol ne-a chemat în foaierul teatrului și ne-a așezat în formă de U, precum erau ei așezați la masa oficială. Și mă arată la un moment dat cu degetul, pentru că eu am cântat de 3 ori cântecul chinezesc, după cântecele mele. Gândește-te tu ce maximum de efort să nu faci nici cea mai mică greșeală, că nici te miri ce prostii puteai să spui, neștiind nici o iotă din limba respectivă. La un moment dat, ca să stai tot elanul publicului, gândește-te o sală de 3.000 de spectatori, unde n-ai văzut decât capete negre și cămăși albe. În momentul în care au aplaudat atât de frenetic, ce să-ți mai spun, și de 3 ori făcând, eram înnebunită. Și am venit cu un alt cântec și am terminat toată treaba. De fapt, ce se întâmplase? Eu, după ce am terminat cântecul, am făcut un reveranț foarte artistic. Le-a plăcut lor treaba asta și s-au amuzat copios, pentru că ei, în momentul când terminau un cântec de cântat, mulțumiri la aplauze și ieși afară din scenă. Pe când eu m-am lăsat, Era altceva. Și ăștia s-au amuzat copios la reveranțul meu. Domnul ministru mi se adresează. Tovarășa știe chinezește, îmi spune. Traducătorul, translatorul îmi spune. Zic eu, dar zâmbind. Zic, aș vrea eu să știu. E pentru prima oară când cineva cântă în limba noastră și se înțelege tot. Asta a fost complimentul pentru mine, care m-a dat de gândit. Deci ce înseamnă să respecti, să cânti precis cum se aude în limba respectivă un cântec. Dar mi s-au întâmplat multe, de asta eu până mâine
Nu vreau să mai intru în astfel de amănunte, pentru că avem probabil și alte lucruri de vorbit. Vreau să-mi vorbiți puțin despre Ansamblul Transilvania, care știu că este în sufletul dumneavoastră și este un ansamblu național de mare ținută. Sorine, acest ansamblu a fost casa, masa, familia mea până la pensionare. Din punct de vedere script, vorbesc pensionare, că eu am cântat cu ei și în continuare, evident, colaborator. Aici mi-am cunoscut soțul, aici am devenit mămică, aici mi-am terminat și studiile, că n-aveam cum. Trebuia să mă hotăresc, ori faci numai școală, ori faci numai și cum la acea oră, atâtea lipsuri erau. Atâtea greutăți câte au fost, nu-mi puteam permite să nu am un salariu, un venit. Am terminat și școli, am reușit să încropesc acel repertoriu. Totodată am văzut lumea întreagă cu această instituție. Da. Dacă tot trebuie să spun despre acest ansamblu, aici mi-am cunoscut totul, așa cum s-a spus, el era dansator, după care a devenit coregraful instituției până la pensionare cu ei. Și înainte de pensionare, cu 12 ani, a fost director până cu adevărat la pensionare. Am văzut lumea întreagă această instituție. Îți vorbeam de China, Coreea, Mongolia, gândește, am văzut Coreea de Nord, Coreea de Sud, am fost de două ori în zonă. America, timp de 3 luni de zile, am călcat 36 de state și am cântat în 29. Ne invidiau până și românii americani, care în afară de statul în care s-au aciuit, în care s-au așezat, ei n-au mai văzut altceva din America. Pentru că nu sunt nicăieri câini cu colați în coadă. Sunt puțini care s-au realizat ca să-și poată permite să aibă un concediu, să meargă, să vadă, să cunoască America. Oricum, e un color această America. Cei mai puțini spectatori i-am avut în Brooklyn, la o sală de 800 de spectatori. În rest, 1.000-1.500 până la 3.000. Că dădeam în săli din aia, deci ziceai că sunt săli special pentru evenimente de anvergură, mă înțeleg? Da, da. Te uitai prin cortină, la capătul de cortină, sala goală cu un sfert de oră înainte de începerea spectacolului. Înainte cu 5 minute, sala era arhiplină. Ca un furnicat. Într-o liniște mormântală. Și noi ne minunam cum Dumnezeu. Că vreți să înseamnă educație, disciplină, respect în ultima instanță. Deci am văzut, de multe ori spuneam asta, Doamne, mi-a dat Dumnezeu mai mult decât am sperat. Să pleci de la noi, de aici, până la Niagara, să vezi Niagara, să vezi Grand Canyon, adică marile canioane din America. De acolo să te duci la Machu Picchu, să te duci la, pe urmele Incașilor, să ajungi la scaunul Incașilor, să vezi unde camera în care ofițerul spaniol a ridicat mâna și a făcut un semn că până acolo trebuie camera respectivă să fie plină cu aur, iar cealaltă cu argint. Și atunci
îl vor elibera pe Atahualpa, regele incașilor. Deci am fost și acolo. Evident că asta nu s-a întâmplat, l-au sacrificat pe rege. Incașii se spune că au aflat prin nu știu ce minune de faptul că regele a fost omorât și au înturnat acele care cu carele pline de tezaur. Zice-se că nici astăzi, eu în 74 am fost în Mexico, Costa Rica, Columbia, Venezuela, nici atunci nu se știa unde era ascuns aurul incașilor. Nici atunci nu se știa unde a fost ascuns după 500 de ani. Da, în sfârșit, astea sunt niște lucruri care eu și de acolo. Bun, dar văzând toată lumea asta. Două clipe, să termin. Da. De acolo să te duci la zidul chinezesc, nu? Să te duci în Asia. Și de acolo să te duci la Marea Moartă. De la Marea Moartă să te duci în țările nordice, la fiordurile acelea dumnezeiești, că treceam prin munți cu zăpada până sus și nu era decât un culoar pe unde să treacă mașina. Și jos o mică nișă de unde se scurgea apa din firea zăpezilor. Zăpezilor, da. Iar jos, pe marginea fiordului, să vezi magnolia înflorită. Adică mi-a fost dat să văd, am adus și iarba renilor și am dus-o la facultatea de biologie de aici, din Baia Mare. Am fost, adică eu am profitat de fiecare clipă ca să vadă și alți oameni ce au alții și nu avem noi, să vadă și alți oameni de ce suntem noi mai presus din anumite puncte de vedere, să vedem la ce oră ne aflăm în lumea asta, pentru că vezi tu, Sorine, Doamne, poți citi o viață întreagă, să știi că nu-ți rămâne în memorie ca atunci când ai văzut tu cu ochiul liber anumite lucruri. Evident. Este un lucru extraordinar. Toate aceste drumuri le-am făcut cu soțul meu. Toate aceste drumuri le-am făcut cu soțul meu, care a montat 29 de suite coregrafice din toată țara la această instituție în perioada lui de coregraf al acestei instituții. Aș putea să spun că și la această oră instituția Ansamblu Transilvania se hrănește din montările coregrafice ale lui Valeriu Buciu. Iar Transilvania s-a numit, mai precis, a fost botezat tot din dorința noastră a familiei Buciu, ca această instituție să se numească Transilvania, pentru că de fapt noi eram singura instituție profesionistă de profil din Transilvania, în primul rând, și în al doilea rând, eram singurii care valorificam folclorul transilvanian și nu numai cel maramureșan cu zonele și subzonele limitrofe, mă înțeleg? Deci, acest soț al meu a avut și o mare, mare dorință să facem în conjurul lumii cu această instituție care ajunsese la un moment dat la 30 de perechi de dansatori. O orchestră de 26 de persoane cu solist vocal, cu tot ce trebuie. Dar între timp s-a îmbolnăvit. A rămas doar un vis neîmplinit ca să fac teorii mari. A rămas un vis neîmplinit al lui. De altfel am scris acest lucru din cartea lui, adică a scris din cartea lui acest lucru despre visul lui neîmplinit. Dar împlinirea a fost că noi am dus folclorul românesc în lume, ducând cu adevărat
imaginea frumoasă a României. Și că peste tot pe unde ați fost, ați cules ropote de aplauze și lumea v-a iubit și v-a respectat. E atât de important acest lucru. Da. E un lucru care nu toată lumea îl cunoaște. Mi-ați vorbit atât de frumos de familie, de soțul dumneavoastră. Mă gândeam acum că... Să vorbesc, aveai întrebat pe mea, ce simțea ea când plecam noi de acasă? Mă gândeam, cu cine rămânea fiica dumneavoastră când plecați în Germania? Vezi, Sorine, ai atins un subiect ușor sensibil. Acum mă doare. De ce? Pentru că dai seama ca să crești un copil tu cu deasă de drumuri, trebuie să ai niște ajutoare. Ori eu a trebuit să apelez la ajutor din acest punct de vedere. Și vreau să spun că dacă am o durere în suflet, este că n-am putut să mă bucur de anii copilăriei fiicei mele, pentru că eu am doar un copil, pe Adriana Angela, care este doina mea de suflet, Sorine, este tot ce poate să-ți doiască un om mai mult în viață. Ea este împreună cu familia mea, cu familia ei, sunt universul. Cei mai important pentru mine că avem și moștenitori înseamnă că trebuie să vorbesc despre Petru, că a venit ca o binecuvântare. Ce-i drept, a venit un pic mai târziu, dar a venit și este cu adevărat binecuvântarea noastră. Doamne ajută! Să fie sănătos! Să fie sănătos! Studiază pianul, dar are o pasiune extraordinară pentru handbal, pentru că tinerele meu, în tinerețe, a făcut handbal de performanță încă din perioada studenției. Între timp, sigur, au apărut anumite probleme dintr-un accident, a trebuit să renunțe și să își orienteze capacitățile spre cu totul altceva, dar este oricum sub totala supravegherea lui taică-său, care știe ce să-i ceară, sigur, vis-a-vis de antrenorul care îl are la, de la echipa la care participă. Este în echipa de tineret a Federației Române de Handbal Pitici și spune că are și talent. Da, dar zic, ce ne facem cu româna și cu limba română și cu matematica? Vai, via, îmi spune atunci. Asta îmi zice, de la un an și 8 luni, avea cartea mea, Lada mea de zestre. Lada mea de zestre, da, știu. Am să-ți o arăt. Este vorba de asta. Lada mea de zestre, cu care umbla prin casă. Bia în sus, bia în jos. Maică sa, ce-i cu bia? Ce-i bia? El probabil vrea să spună bunica și nu putea. Era bia. Am rămas bia până astăzi. Atunci îmi spune, vai bia. Dar eu sunt printre cei mai buni din clasă, zice. N-a zis bine că ai spus că printre cei mai buni, nu cel mai bun. Deci nu stă rău nici la învățătură, ceea ce dă Doamne să fie tot așa și în continuare. E un copil cu scripiri, de fapt, noua generație de copii face minuni. E cu totul specială, da. Da. Totul specială este ceva ce ne pune cu adevărat pe gânduri. La un moment dat, dar zice Bia, să știi că eu nu sunt puiul tău, că mă mai scăpam și spuneam puiul meu, dar eu sunt puiul lui mami și al lui tati. Dar meu ce e? Eu sunt soarele tău. Ce frumos și cât de profund, da. Mă uitam așa, Doamne Dumnezeule, era pe aici, pe la mine, prin curte, cu bicicleta și
cățelul după el și la un moment dat cade. Lasă-mi, o să plec eu și rămâi singur. Dar la care eu zic, da bine, Petru, dar rămân și eu singura. Nu, Via, tu nu rămâi singura. Dar cu cine rămâni? Îl prind așa de uechiușe și să-l mănânc, nu altceva. Cu sufletul meu. Dar păi ce-i în sufletul tău? Da, dar ce-i în sufletul tău, îl întreb. Nu te topești. Nu. Interzice. Te nu mai știi ce să zici. Te aduce la tăcere și la reflexie. Ce se întâmplă? Să dea Dumnezeu să fie pace în lume numai. Să dea Dumnezeu să ne fie cei dragi, sănătoși, ca împreună să ne putem bucura de toată truda noastră și de tot ceea ce viitorul ar putea să ne asigure. Pentru că s-a ajuns atât de departe cu deschiderea spre noi orizonturi, că ar fi și păcat de moarte să nu ne putem bucura de această deschidere. Despre dumneavoastră, pentru că sunteți depozitarul unor texte, cred că dacă ați avea 2-3 vieți, ați cam avea ce cânta. Nu toate textele au fost puse pe melodie. Acestea rămân. Instituția Angela Buciu merge mai departe. Rămâne. Să știi că această expresie a fost folosită de multă lume și mai ales de specialiști. Pentru că noi fiind în familie, fiecare cu felia lui, cu drumul lui, dar care la un loc au făcut un tot unitar. Aici se pritoceau toate ideile și astfel această instituție, Ansamblu Transilvania, a putut să evolueze atât de mult, să ajungă de invidiat la un moment dat. Și mulți au preluat obiceiul lui Buciu de a conduce de la el, ba mai mult Buciu, după 90, a fost singurul care a pus instituția pe picioare, pentru că după Revoluție, toate instituțiile de profil au rămas în aer, în suspans. Nu mai știau ce să facă, nu mai aveau nimic. Buciu a știut ce trebuie să fac. I-a învățat pe toți ceilalți componenți de la celelalte ansambluri. Ciprian Porumbescu din Suceava, Banatul din Timișoara, da. Târgu Jiu, cei de la Târgu Jiu, pe urmă cei de la Târgu Mureș. Cu alte cuvinte, toate aceste ansambluri erau inexistente. Iar Buciu prospera. Ăștia erau înnebuniți. De unde, ce și cum. Buciu a fost cel care oarecum i-a canalizat spre ceea ce trebuie să facă. Și așa au rămas aceste instituții în picioare. Foarte important de spus acest lucru, pentru că am traversat totuși niște perioade, niște etape atât de neprielnice, atât de neproductive pentru a ne dezvolta așa cum am fi putut să ne dezvoltăm din toate punctele de vedere. Vorbesc de instituțiile profesionale. Noi într-o perioadă am fost trecut de la Ministerul Culturii la sindicate. Aveau ei ce cunoștințe, aveau ei în materie de artă. Doamne, nu vreau să mă gândesc la asta ceva. Angela Buciu, la 600 și de kilometri de București, a reușit o carieră și o viață artistică, un folclor de excepție.
unic. Ieșai aici un, cum să spun, o pildă demnă de urmat. Toată lumea astăzi caută facilul, caută ușorul. Unde bate ora exactă? Acolo mă mut, mă duc acolo. Angela Buciu n-a făcut asta. A iubit locul, a iubit pământul, a iubit vibrația Maramureșului. N-a putut pleca din Maramureș. Pentru ce? Pentru binele personal. Și iată că Dumnezeu ce-a făcut. V-a întors, zic eu, cu multă măsură, succesul și folclorul, așa cum l-ați simțit și cum ați încercat dumneavoastră să-l transmiteți din fibra Maramureșului. Mă trimiți din nou la statul natal, pentru că în perioada studenției îmi propusesem la un moment dat să fac monografia statului, să scriu monografia. Ocazie cu care am făcut cercetări, m-am dus pe la biblioteci, m-am dus pe la arhivele statului, m-am dus pe la muzee ca să iau material bibliografic. Din nefericire, pentru că viața unui artist e o viață foarte grea, o viață de drumuri, nu-și aparține. Care, așa cum eram noi la acea oră, eram într-o cavalcadă, parcă, nu aveai timp de respiro. Cum îți explici, Sorine, că eu n-am avut decât în perioada când eram însărcinată cu fica mea, am avut concediu. Cum îți explici? Eu n-am avut niciodată concediu. De când mă știu? Deci muncă atât de multă. Și vreau să spun că până la urmă această monografie a statului, o am aici în bibliotecă, de sus până jos, nu se mai termină și mai am un birou sus la etaj unde prin și ala de cărți și mă întreabă acest Daniel Breban ce sar de la una la alta. Cum dumneavoastră le-ați citit pe toate aceste cărți? Măi, copile, nu le-ați citit eu chiar pe toate, dar eu vreau să spun când am cumpărat o carte, n-am putut să mă rac să n-o citesc, chiar dacă nu reușeam în întregime, dar vreau să spun că au trecut cam toate prin mâna mea. În sfârșit, și această monografie de care vorbesc, până la urmă, a fost făcută de un consătean, un profesor universitar pe nume Aurel David. Îl felicit din toată inima că s-a făcut timp, știi ce înseamnă asta, să te duci din casă în casă, să iei date. Cum a fost în perioada pe etape, pe perioade, de perioada războiului. Să culegi documente, sigur. Poți să scoți o astfel de carte. Sigur că eu sunt foarte fericită de câte ori merg acasă, mai ales că la această oră, sătenii mei și-au dorit ca să se numească Angela Buciu, acel cămin cultural din satul meu, ocazie cu care a venit și ansamblul Transilvania și a prezentat un spectacol de gală acolo la mine în sat, s-a rămas oarecum de pomină pentru că au venit artiști de rang înalt ca să evolueze în fața lor. A fost un lucru extraordinar. Au e o cinste și e un lucru care meritați pe deplin. Îți mulțumesc și le mulțumesc și sătenilor mei că au înțeles că, de fapt, eu i-am reprezentat pretutindeni. Cum spuneau frații mei, că eu am doi frați care așa au simțit ei nevoia să se transfere plecând în America. Au venit din America cu copii Aurel, cu soția Voicița, Petrică, cu soția Aurita și nepoții. La fel, surioara mea, am o singură soră, iar Vasile și Simeon, care a fost cel mai mare dintre frați, din nefericire, ne-a părăsit nu cu multă vreme în urmă, la fel și Vasile.
care, din nefericire, a plecat înainte de vreme, pentru că el, de fapt, zicea tradiția familiei mai departe, îți imaginezi acum, au rămas nepoții, Nelu și Radu care este și preot, mai merg, mai au grijă de casa părintească, dar nu este cel care oarecum s-a pus amprenta acolo în familie, este foarte trist. Dar conștientizez faptul că nimic nu e veșnic și așa o să ne ducem și noi, măcar să lăsăm ceva în urma noastră și să gândească frumos la ceea ce noi am lăsat, la ceea ce noi am făcut. A fost o întâlnire remarcabilă. Mai aș avea două întrebări. Poate cele mai grele, poate nu, cine știe. Dacă doamna folclorului românesc, Angela Buciu, cea care a făcut ca România să strălucească peste tot în lume, s-ar întâlni cu Dumnezeu, ce ați spune lui Dumnezeu? Înainte de toate să-i mulțumesc, că mi-a dat mai mult decât am sperat. Faptul că sunt mamă a unei copile care nu m-a dezamăgit, care are 3 licențe, la un moment dat, soțul meu, Dumnezeu să-l odihnească, zicea, mă, tu ești student de profesie, pentru că termina o facultate și începe alta. Asta a fost dorința ei, iar noi n-am oprit-o. Ca până la urmă, de aproape 20 de ani, să lucreze în Parlamentul României, pentru mine a fost o surpriză, alegerea ei a fost selectată pentru treaba asta, într-un moment anume din viața ei, deși ea se puse cu muzica. În perioada studenției a avut o trupă, s-a încropit o trupă de rock, care se numea Secret. La un moment dat m-a întrebat toată lumea, cum vi se pare faptul că fica dumneavoastră, cântăreață de folclor, fica dumneavoastră cântă muzică rock? Foarte simplu. Ea nu și-a dorit niciodată să se spună că este fica lui Angela și Valeriu Buciu. E vrea să se spună că este Adriana Angela Buciu. Și așa și-a ales drumul. Zic, ai repertoriul meu la îndemână. Faceți cum credeți. Acum ele au avut repertoriul în trupă, au pregătit și din repertoriul meu. Și vreau să spun că prin căsătoria cu Radu, care este vinerele meu, care vine din familia lui Nicolae Labi. Ce frumos! Da, e chiar frumos, este ceva extraordinar. Chiar am făcut o evocare aici la Baia Mare. A venit și sora lui Labi și Marga Labi. Aici la Baia Mare a fost un moment cu totul deosebit. A fost o sală a bibliotecii arhiplină, a venit foarte multă lume. L-am evocat pe Labi, acest mare poet, și vreau să spun că fericirea mea este că fica mea are un echilibru, are o familie întregată și, cum am spus, dăruindu-mi și acest nepoțel care, o, Doamne, îl rog în continuare pe Dumnezeu să-mi țină sănătos, mă ține și pe mine sănătoasă, să mă mai pot bucura de el și de truda mea de o viață. Și altceva să-i pot spune bunului Dumnezeu decât să mă repet, Doamne, nu vreau decât sănătate, să mă mai pot bucura de tot ceea ce mi-ai dat. E singurul lucru în care mi-l doresc. Foarte. Ultima întrebare. Cum arată România Angelei Buciu? Confuză. Îmi pare rău să spun asta.
neștiința creează vinovăție. Oh, ce, multe ori, ce frumos a spus! De multe ori mi-am spus treaba asta. Doamne, cât vinovați avem la această oră, că nu-i mai bine. În toate interviurile mele, am spus câteva lucruri și unele chiar le-am repetat în interviul de astăzi. Interviul de astăzi. Recomand să fim uniți. De fiecare dată spun acest lucru. Să fim uniți. Bun, că am fost prea toleranți uneori. Sigur trebuie să fim toleranți, dar nu mult prea. Pentru tata meu, cu cei trei frați care erau mai mici decât mine, fiecare la 2 ani a apărut. Mă! Capul plecat, sabia nu-l taie. Dar nu să chiar pleci într-ața să rămâi îndoit. Eu n-am auzit de la nimeni completarea aceea de a rămâne îndoit dacă te apleci prea tare. Așa spunea tata mea. Deci unii, să fim unii, să ne iubim, pentru că nu știm niciodată când istoria se poate repeta. Asta e problema care o spun și o să o spun de câte ori voi avea ocazie. Fiecare mă sunt. Dorim, mă tem. Oare de ce? Nu cred că sunteți sigură. Eu nu vreau să dezvoltăm acest subiect, dar vreau să se ia aminte de fiecare, de fiecare muritor al acestei țări, care mai simte și gândește românesc. Pentru că am fost prea râvni. O țară atât de bogată și să dăm tot cu atâta ușurință. Apropo pe, de neștiință. Pe nimic. Apropo de neștiință. A fost o întâlnire admirabilă. Nu chiar. Ce ar mai fi lipsit să adăugăm? Poate că ar mai fi fost lucruri importante și... mă rog, nu neglijate, dar și uitarea e scrisă în legile omenești, nu? Da. Vă îmbrățișăm, vă dorim sănătate, bucurii, să vă iubească toți cei dragi. Publicul știu că vă iubește foarte mult, folclorul v-a oferit totul. Și românii, ori de câte ori vă văd, vă aplaudă și se bucură că există. Cred că este dovada supremă a iubirii lui Dumnezeu pentru artistul și omul Angela Bucur. Spre dragostea lui n-a fi realizat nimic. I-am simțit prezența pe tutindă. În fiecare clip. Îi mulțumesc. Și ție. Ai avut răbdare să mă asculti. Și aștept să ne revedem. Doar dacă o fi sănătos. Te îmbrățișez. Mulțumesc și eu vă îmbrățișez. Doamne ajută. Să rămân. Doamne,